Hello, my love bugs! Astăzi am venit în sfârșit cu wrap-up-ul pentru luna iulie și când mă gândesc la luna iulie și la prima carte pe care am citit-o în luna iulie, mi se pare că a fost acum 150 de ani. S-au întâmplat atât de multe lucruri în luna asta iulie, nu neapărat memorabile toate, încât am senzația că a început acum 150.000 de ani și când mă uit că am numai 5 cărți și un audio, adică 6 cărți în total terminate pe luna iulie, mi se pare de ce? Adică aș fi putut să fac mai mult, dar de fapt nu. A fost bine și e bine și așa. Și până la urmă nu neapărat numărul contează, ci calitatea, despre care vom vorbi destul de mult în clipul de astăzi. Nu cantitatea, ci calitatea ne interesează. Am repapul pe luna iulie, cum ziceam, și am 5 cărți fizice plus una audio despre care am să vă vorbesc. Și pregătiți-vă pentru că o să mă străduiesc din răsputeri să nu vă dau foarte multe spoilere, dar nu știu cât am să pot. Am nevoie de o pastilă, de un ceai, de tei, de ceva, să mă calmeze, că sunt foarte supărată pe multe din cărțile astea și pe multe subiecte și pe multe teme și avem multe de discutat, așa că buckle up, people! Și o să facem ce facem în fiecare lună și atunci le luăm în ordinea în care le-am citit și le întorcem așa și începem cu Misterul de la Blackwoods. Este o carticică de vreo 200 de pagini pe care eu chiar îmi propusesem din tot sufletul să o citesc într-o zi, să fac și o chestie de asta, că citesc 200 de pagini într-o zi. N-am reușit, că exact sau într-un weekend, exact atunci s-au încălcit apele. Misterele de la Blackwoods, sau Misterul de la Blackwoods, de la Leda Edge. Leda Edge este, din ce știu eu, o subsidiară, o editură subsidiară, o colecție a Corint, da? Și la Leda Edge veți găsi chiar foarte multe serii și cărți din astea fantasy, fantastice, pe care multe edituri de la noi cu tradiție refuză să le publice pentru că, vezi, Doamne, nu sunt clasice. Așa. Și la Leda Edge am văzut că sunt foarte multe cărți interesante, asta ca idee. Autoarea este Louise Duncan, cred, este o doamnă foarte simpaticuță care, din păcate, nu mai este printre noi, e aici pe spate, și care, la rândul ei, are o poveste foarte tulburătoare și foarte interesantă despre cum i-a murit fiica, a fost ucisă, mă rog, și lucru care a făcut-o să scrie foarte mult, în fine. Cartea în sine nu are nicio treabă cu povestea doamnei Duncan, dar se pare că episodul ăsta cu fiica ei a făcut-o să scrie cărți din astea din ce în ce mai horror, nu știu, mai... Cartea asta, ca să zic așa, ca să încep cu ea, se vrea a fi o combinație între thriller, SF, horror, nu știu, o combinație de mai multe. Dacă îmi permiteți, nu i-a ieșit niciuna. Am fost foarte dezamăgită de cartea asta pentru că mă așteptam la altceva din partea ei, fiindcă avea potențial. Povestea este în felul următor. O fată pe nume Kit, care este o adolescentă drăguță, a cărei părinți, bineînțeles, sunt divorțați sau nu știu ce s-a întâmplat cu tatăl ei, dar nu e în peisaj. Cert este că tatăl ei a murit și mama ei s-a recăsătorit după niște ani și nu are o relație mult prea drăguță cu noul ei tată vitreg. Din contră, tatăl vitreg este destul de tiran, așa să spunem, și ideea lui este de a o duce pe Kit la un internat, o școală deosebită din asta, deosebită cu internat, unde să rămână pe parcursul lunii de miere pe care el cu mama lui Kit vor să o aibă. Și toate bune și frumoase până aici, doar că în momentul în care Kit ajunge la acel internat, își dă seama că sunt numai 4 fete în internat, 4, nu 6 cum credeam eu, și că lucrurile nu sunt așa simple cum par la prima vedere, da? Se întâmplă tot felul de lucruri ciudate și pe parcursul cărții ajunge să-și dea seama de ce a fost aleasă, că practic a trebuit să treacă printr-o serie de teste ca să fie acceptată la școala asta,
Dar și motivul pentru care a fost ales și motivul pentru care au fost alese celelalte fete. Se întâmplă tot felul de lucruri din astea paranormale, parapsihopupu, para care ar trebui să fie scary, dar care mie nu mi s-au părut deloc scary, adică nu mi s-au părut deloc interesant. Problema mea cu cartea asta în sine este că, 1. Mi-aș fi plăcut să exploreze puțin mai mult relația dintre Kit și mama ei sau relația dintre Kit și tatăl ei vitre care nu prea o înghite, știți, și care îi impune. Și mama ei este un fel de cățeluș acolo care zice, când zice tatăl în vitrega lui Kit, zice șezi, ea șade. E când îi zice, nu știu, latră, ea latră. Știți, cam așa e mama lui Kit. În condițiile în care totuși este părinte, adică pe cuvânt acum. Acum, dacă aș fi să mă pun în pielea mamei lui Kit, să mă recăsătoresc, nu cred că viitorul meu soț ar putea să-mi impună ce să fac cu copilul meu și sau ce să facă copilul meu sau să-i dicteze viața copilului meu, știți, oricât de mult l-aș iubi, cam așa mă gândesc eu. E, mama lui Kit nu e așa, dar chestia asta nu este explorată suficient, adică ți se dau niște idei, niște indicii, te duci așa cu gândul către lucrurile astea, dar apoi, mi s-a părut că n-a fost iarăși partea asta horror, SF, n-a fost explorată suficient, adică putea mai mult, putea să dezvolte subiectul, putea să facă ceva mai amplu. La început pare că dintre toate cele patru, numai Kit este cea care nu are nicio treabă cu ce se întâmplă și cumva încearcă să descopere ce se întâmplă acolo în acel internat și cu celelalte fete, de la faptul că aveau încuietor doar pe exteriorul ușilor de la camere, până la alte lucruri care se întâmplă. Ce mi-a mai plăcut, în schimb, este că s-au menționat câțiva artiști importanți și câteva opere importante, mă rog, care au legătură, printre care și Schubert și Serenade al lui Schubert, pe care am ascultat-o și citind cartea și după aceea am rămas, fiindcă nu știu de ce, dar mi-a ieșise din minte bucata asta muzicală și este absolut minunată. Chiar o să vă las în descriere și vă recomand să o ascultați pentru că este absolut... nu știu, este, te rupe în două bucata muzicală, este absolut fantastică și nu știu cum am putut să uit de ea, dar un lucru bun care a ieșit din cartea asta a fost că mi-a adus aminte de. În rest, nu pot să zic că m-a dat pe spate, nu m-a impresionat nici de felul în care a fost povestită acțiunea, nici ce se întâmplă, nici, da, nu m-a dat pe spate. Există și un film făcut de după această carte care nu se numește Misterul de la Blackwoods, pentru că era un film deja făcut cu titlul ăsta, The Mystery of Blackwoods, care am înțeles că e altceva, tot un fel de horror, se vrea și ăla. Îi zice altfel, am uitat, o să vi-l las pe ecran, și este cu Uma Thurman în rolul directoarei de la școală. Uma Thurman, care are un accent franțuzesc absolut divin. În rolul Madame Dupont, că așa o cheamă, Madame Dupont, și este minunată, doar că filmul este absolut înfiorător. Deci nu că e horror, că și ăla să vea horror și nu i-a ieșit, dar este înfiorător, adică filmul nici nu prea are mare legătură cu cartea, doar să zici că este inspirat de carte, dar nu urmează linia cărții, sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în film care n-au nicio treabă cu cartea, care nu, dacă vă uitați și pe copertă, coperta este luată, practic este din film, și pe copertă sunt 5 fete, asta ar fi Kit, asta blondă și sunt 5 fete. În carte, Kit este într-adevăr un copil care se răzvrătește, dar se răzvrătește tocmai pentru că nu are o relație bună cu tatăl vitreg. În film, pe Kit o fac să fie efectiv un derbedeu. Știți, un copil din ăla în care distruge, strică, dă râmă, dă foc, adică este un copil din ăla problemă. Au dus-o la extrem și nu e așa. Da, nu mi-a plăcut nici filmul. Cărții i-am dat 2 stele și cam atât, că nu am ce. Adică i-am dat pentru efort și pentru că mi-a adus aminte de Schubert și de Serenade, că altfel nu. Apoi, vine o carte pe care, de fapt, vine o autoare pe care vreau să o citesc pentru că o văd peste tot. YouTube, TikTok,
Instagram. Este peste tot, peste tot, peste tot autoarea asta. Este autoarea momentului, dacă vreți, mai ales în ceea ce înseamnă romance în ziua de astăzi, este autoarea momentului. Am zis să citesc și eu, să nu rămân, să nu fiu eu ultimul prost de pe lumea asta, să nu știu nimic despre ea și să citesc și eu ceva de la această autoare. Și îmi făcusem așa din cele foarte multe cărți pe care le are scrise, îmi făcusem așa un top 3 pe care aș vrea să le încerc și într-un final am... luat-o pe care, aia pe care o vedeam eu cea mai populară. De fapt, sunt două care sunt cele mai populare, dar am luat-o pe asta, că până la urmă, da. Toată lumea a urlat despre cartea asta. Vai, cât e de bună carte! Oh, extraordinară carte! E minunată carte! Și zic, bun, hai să iau cartea asta. Țineți-vă că am multe păreri și dacă sunteți fane Colleen Hoover și Verity, eu zic să închideți clipul. Eu zic să închideți clipul că e grav, e groasă. Verity de Colleen Hoover. Eram între Ugly Love și It Ends With Us și asta. Asta era top 3-ul meu. În primul rând, hai să o luăm așa, hai să o luăm cu începutul și cu Colleen Hoover. Colleen Hoover mi se pare că este o autoare de, zice-se, romance, un fel de Sandra Brown mai pe light, dacă e să mă întrebați pe mine. Deci dacă e să denumim o Sandra Brown a momentului, este Colleen Hoover. Femeia are până în prezent 25 de cărți scrise, urmează să o lanseze pe a 26-a cu septembrie-octombrie, ăsta am înțeles. O urmăresc pe TikTok, este super simpatică, super delicioasă, este minunată, este ca om, este fantastică, îmi place de ea de nu mai pot. Dar, v-am zis, este, din punctul meu de vedere, este o Sandra Brown pe light, ca și cartea asta. Și de asemenea este o autoare de duzină, din punctul meu de vedere. Și nu săriți și nu dați cu pietre cum s-a întâmplat și la Rodica Ojoc Brașoveanu, că și acolo am zis că este autoare de duzină. Ce vreau eu să spun prin autoare de duzină, nu ceea ce am învățat noi la școală, că înseamnă literatura de duzină, ci faptul că scoate foarte multe cărți pe bandă rulantă. La fel s-a întâmplat și cu Rodica Ojoc Brașoveanu, de are triliate de cărți, de volume, în fine. Nu înseamnă că sunt rele. Da? Asta nu înseamnă că scrierile ei sunt rele, ci înseamnă că a găsit un tipar și a luat tiparul ăla și apoi l-a luat și l-a frunzărit în mai multe variante, știți? Adică a găsit un schelet pentru o poveste care a funcționat și după aceea a tot schimbat lucrurile, a schimbat câteva detalii, știți? Cum e și cu basmele românești, toate sunt pe același schelet, dar dacă e să le iei, ele par diferite, dar la fel. Așa. E, cam așa și cu Colleen Hoover. Și ea mi se pare că este o scriitoare de duzină și nu e singura din ziua de astăzi. Sunt foarte mulți scriitori de duzină în ziua de astăzi pentru că publică pentru... Sunt autori comerciali. Ei publică pentru a scoate bani, nu pentru a scoate o operă literară sau pentru a avea o carte emblematică, să zici, mă, aia este minunată cartea aia, o să intre între clasici. Nu, ei scriu și Rodica Ojoc Brașoveanu și Dan Brown, dacă vreți, și mulți alții, mulți autori contemporani, la fel. Cred că și Margaret Atwood, dacă mă întrebați pe mine, deși acolo la Margaret Atwood este discutabil, că vroiam să fac o comparație între Colleen Hoover și Margaret Atwood. Da, Margaret Atwood publică de la 17, 18, 19 ani, ceva de genul ăsta, își publică lucrările și are cât? Vreo 70 și are vreo 45 scrise, iar Colleen Hoover în 10 ani, 11, are 26 de cărți deja, ceea ce înseamnă că în vreo 20 de ani o să ajungă la 100. Asta vreau să zic, este autoare comercială. Ce vreau să rezum prin... asta este că niciuna din paginile astea de aici, din Verity, nu m-a plictisit. N-a fost un pasaj care să mi se pară plictisitor. Da, la un moment dat mă plictisisem de partea aia cu jurnalul, pentru cine a citit cartea știe la ce mă refer. Mă plictisisem să tot iau file din alea din jurnal și să le văd, dar nu la modul că mă deranja, adică nu la modul deranjant. În rest, nu m-a plictisit povestea, adică văd potențialul pe care l-ar avea Colleen Hoover, văd că este un scriitor cu potențial, văd că este un scriitor care ar putea să scoată ceva mult mai bun, dar asta nu este. Deci asta este o Sandra Brown pe light, rău de tot. Și cartea în sine, unii o încadrează la mister, unii o încadrează la thriller, unii o încadrează la romance, iarăși nu e de niciunele. Povestea în sine este a unei tipe, pe care nu mai știu cum o cheamă, atât de mult mai păsat de ea, că nu mai știu cum o cheamă. Îi zicem Love, că nu știu, are un nume de ăsta mai ciudat, așa, îi zicem, noi o să-i zicem Love, da? Este o tipă care este o autoare de cărți de mâna 15, așa,
care ajunge să fie angajată să continue o serie pe care Verity, o autoare de mare succes, era în curs de a o scrie și de a o publica, doar că Verity are niște problemuțe, în fapt care au făcut-o să fie un pic cam legumă. Și de asta este angajată Lova noastră să îi continue seria, că Verity nu mai putea și avea un contract cu editura și trebuia să-și respecte contractul. No, bine, până aici totul e bune și frumoase. Apare în peisaj, apare soțul lui Verity, care practic se ocupă de toate formalitățile astea, și Lova noastră, autoarea noastră asta micuță, ajunge să se mute la ei acasă. Și pe lângă faptul că ar trebui să lucreze la ce ar trebui ea să lucreze, dă-te niște lucruri ceva mult prea intime și mult prea personale pe care n-ar trebui să le citească ea. Mă rog, ideea este că la un moment dat începe să se înfiripe așa o poveste de dragoste, că de aici ideea de dragoste, între autoarea noastră asta mică și soțul lui Verity. Am două mari probleme. Una pe care v-am zis-o și pe Instagram. Și anume că, în primul rând, mă disperă tematica asta pe care o văd din ce în ce mai des și în filme și în cărți și peste tot, cu ideea de a le accepta pe femei așa cum sunt ele, cu vergeturi, cu celulită, cu kilograme în plus, cu la-la-la, cu lulu-lulu-lulu. Perfect de acord, nicio problemă cu discursul ăsta, dar problema mea apare în momentul în care în contrapartidă, bărbații sunt niște semizei, arată ca niște semizei, sunt perfecți, sunt niște adoniși din aia perfecți, care n-au nici un gram de grăsime în plus, care au musculatura bine definită, care au un păr minunat și le stă bine și când se trezesc dimineața și sunt somnoroși, ei arată perfect. Păi, dacă avem pretenția ca noi femeile să fim acceptate așa cum suntem, și ciufulite și nemachiate și cu vergeturi și cu toate cele, hai să acceptăm și pe bărbați. Unde sunt bărbații aia normali? Poate cu puțină burtică. Poate bărbații aia care n-au fizic nimic deosebit, adică nu arată ca un semizeu, ca un David al Michelangelo sau mai știu eu ce. Știți? Unde sunt bărbații cu chelie? Unde sunt bărbații care nu sunt bruneți sau blonzi și care n-au părul ușor ondulat? Unde sunt? Pentru că și aia sunt tot oameni normali, știți? Adică, sunt mai multe cărți și o să povestim și la următoarea carte tot despre chestia asta, pentru că mă disperă treaba asta, că autoarea asta noastră se declară ca fiind o tipă normală, poate cu câteva kilograme în plus, nu foarte fit, cu nu știu ce, dar soțul Verity, mamă, era, știți cum? Efectiv era ăla, David, al lui Michelangelo, ăla era. Așa, când te uitai. Eu înțeleg tema asta, că noi femeile ne dorim și ne place să ne uităm la bărbați din ăștia bine lucrați, aranjați. Mie una nu-mi place, dar trecem peste. Nu sunt tipul meu, dar trecem peste. Eu înțeleg asta, știți? Adică înțeleg că ne place să ne uităm, dar în egală măsură noi, femeile, îi condamnăm pe bărbații ăia care se uită numai după fete slabe, cu pielea tonifiată, aranjate, machiate, coafate și așa mai departe, da? În egală măsură noi condamnăm pe bărbații care fac chestia asta, dar și noi facem la fel. Adică avem pretenția ca femei să ne uităm numai la semizei. Nu e ok, da? Asta închizând paranteza. Deci asta e o problemă pe care o am odată cu tematica asta care se regăsește aici în carte. În al doilea rând, eu efectiv nu înțeleg și vă rog, dacă ați citit cartea, explicați-mi de ce soțul lui Verity ar putea să se îndrăgostească de autoarea asta micuță a noastră. De ce? Că nu mi-a dat... În cartea asta nu mi-a dat niciun indiciu decât faptul că el la un moment dat îi place de ea. Atâta. Da, au mai fost câteva mici episoade în care au vorbit așa și poate au avut niște conversații ceva mai deep așa și nu știu ce, dar n-a fost suficient ca el să se îndrăgostească de ea și ca lui să-i placă atât de tare încât mamă să nu mai vadă nimic în fața ochilor. Deci eu înțeleg obsesia ei pe care a dezvoltat-o ea, să zicem, pentru el, dar nu. Nu înțeleg el de ce s-ar fi uitat la ea, în afară de faptul că e femeie și că poate na, era într-o perioadă în care, na, fiind nevastă sa legumă, nu prea avea ce să facă, știți? Adică, altfel nu-mi dau seama. Deci, altă explicație nu există, pentru că pe partea lui n-a existat
Este adevărat că povestea este spusă din perspectiva tipei ăsteia scriitoarei, deși din punctul meu de vedere personajul principal este Verity, nu ea, da? Ea este un personaj secundar, ceea ce mi se pare foarte fain să scriu o carte din perspectiva unui personaj secundar. Dar în același timp trebuia cu ceva să dai un indiciu pentru care tipului ăstuia i-ar fi plăcut de fata asta, că altfel nu îmi dau seama de ce, doar că e femeie, nu? Altfel nu există nicio explicație. Ajungem la partea aia cu mirificul twist de care vorbește toată lumea. Nu, mie mi s-a părut apă de ploaie. Mi s-a părut twistul ăla, mi s-a părut o prostie. Și știți de ce? Pentru că nu se susține. Pentru că ea tot ce a făcut în cartea asta a fost să-mi construiască o imagine a lui Verity, foarte rea, știți? Care, dacă mă întrebați pe mine, este foarte plauzibilă, pentru că eu cunosc femei din astea care ar face ce a făcut Verity și care ar face lucruri mai rele decât a făcut Verity, dar știu că nu sunt suficient de deștepte încât să se ascundă de lege, știți? Să nu fie prinse. Cam asta e ideea. Dar să știu femei care așa ar face și care vorbesc deschis despre treaba asta și n-am nicio problemă. Pentru mine nu e un SF cum se presupune că s-ar comporta înainte de twist Verity. Pentru cine a citit cartea, mă rog, știe. Și twistul ăla nu se susține pentru că ca să fie acolo, să aibă ceva, să se întâmple, să fie o real, trebuia să-mi dai o bază înainte, adică trebuia să mă ajut cu ceva dinainte ca să cred în twistul ăla. Ori ăla a fost, din punctul meu de vedere, a fost băgat la final doar de dragul de a avea un twist carte. Ceea ce nu mi s-a părut ok. Adică nu, doar de dragul de a schimba, de a șoca lumea și de a face ceva. Ori nu se susține, vă zic, nu susține toată cartea până acolo, nu susține treaba asta. Așa că nu, dacă lăsa fără twist-ul ăla, era o carte mediocră care se termina banal. Da? Și apropo, eu îi văzusem un twist, un final mult, mult mai bun, dacă vreți vi-l zic în comentarii. Eu văzusem un final mult mai bun pentru cartea asta și chiar vorbeam cu Victorița, care a citit cartea înaintea mea, și o întrebam dacă ăla e finalul, pentru că cumva preconizam că ăla o să fie finalul și zicea Victorița, nu, ești cam departe. Bine, atunci aștept să văd care e finalul și finalul meu era mult mai bun și mult mai de thriller, dacă vreți, decât... realitatea, decât ce mi-a dat Colleen Hoover. Repet, nu este o autoare rea, este o autoare cu potențial, dar din păcate nu e o carte bună, adică nu e o carte care să merite tot hype-ul ăsta pe care, din motivele pe care vi le-am enumerat. Văd că are potențial, aștept la un moment dat în viața asta să scoată nu un romance, carte, da, să fie bună. I-am dat 2 stele cu indulgență, așa, doar pentru că nu m-a plictisit, știți? Am fost cumva indulgentă cu cartea asta, dar m-a supărat atât de tare că nici nu mi-am terminat notițele, că eu îmi fac de obicei notițe aici la început și îmi scriu aici calificativul și așa, dar nici măcar atât de tare m-a supărat cartea asta. Deci eu cred că am văzut cel puțin 2 telenovele pe subiectul ăsta. Cel puțin 2. Una este aia cu La Usurpadora, unde există o temă similară cu Verity, care este legumă, așa, și am mai văzut una, ceva similar. Deci, cel puțin 2, în copilăria mea, când mă uitam cu bunica mea la telenovele, cel puțin 2. A treia carte din seria asta este Ipoteza iubirii, pe care am ascultat-o în varianta audio, care a fost foarte proastă varianta audio. Cred că mi-aș fi plăcut mai mult cartea dacă era în... format clasic de carte. A fost și cartea lunii iulie de la Litera, sau cred că de la Litera a fost desemnată cartea lunii, tot un romance din ăsta, un rom-com, cum ar spune americanii, adică o comedie romantică. Este un ciclit, dacă vreți, este o cărticică despre care de altfel o să vorbim într-un alt clip pe care l-am pregătit pentru voi, așa că nu o să vă dau foarte multe detalii despre ea. O carte relativ ușoară, mi-a plăcut că a avut pasaje în care a fost amuzantă, adică dialogul a fost amuzant, dar nu ceva să te dea pe spate. Oricum mi s-a părut că a fost mai bună ca Verity, cel puțin la a construi partea aia de romance, așa, a fost mai bună decât la Verity. Povestea este între doi
într-o un el și o ea, ea care este ceva studentă la doctorant, ceva nu știu ce, el este profesor în universitate, ea este foarte introvertită și nu știu ce, el la fel foarte introvertit, dar este considerat cumva cel mai sadic și cel mai rău profesor din universitate și cel mai exigent și cel mai horror și el toată lumea fuge și ajung să aibă o relație din asta fake, să fie un fel de fake dating. Se pare că este o tematică. Acum, totuși, urmărindu-le pe fetele din state, văd că există o tematică cu fake dating-ul ăsta în cărți. O să dezvoltăm mai multe într-un alt clip despre cartea asta, de-aia nu vreau să vă dau prea multe informații acum despre ea. Dacă vreți, așa stați pe aproape că vine clipul ăla. Da, bănăluță, un ciclit din ăsta simplu, v-am zis. Cred că era mai simpatică dacă o citeam în format fizic. Eu oricum nu sunt cu romansul, adică mie oricum prea-mi place romansul. Romansul e pentru mine e cam ultima tipologie de carte pe care aș citi o romansul, știți? Adică nu prea-mi place romansul pentru că nu-mi place, pentru că mulțumim liceului care a distrus romansul pentru mine. Așa, și nu prea mă atrag, dar pe asta am vrut să o ascult odată că am dat de audiobook și în al doilea rând pentru că am tot auzit păreri pro și contra, adică sunt persoane care zic, mamă, ce simpatică e cartea asta, ce drăguță e și nu știu ce, și alte persoane care zic, e o mizerie, nu e bună de nimic și e oribilă. Mie nu mi s-a părut nici oribilă, nici extraordinară. Le-am dat 3 steluțe pentru că a fost cât de cât ok, adică m-a amuzat, a avut pasaje în care m-a amuzat, a avut pasaje în care chiar m-a amuzat și mi s-a părut interesantă și a fost simpaticuță, a avut dialoguri de simpaticuțe, dar mai multe discutăm în clipul celălalt, v-am spus. A, și mai am ceva de adăugat legat de în cartea asta, scenele de sex foarte, foarte proaste, scenele de sex absolut odioase. La Verity au fost cât de cât mai bune, dar aici au fost groaznice. Apropo de Sandra Brown, dacă vor oamenii ăștia totuși să facă romans, să ia niște lecții de la Sandra Brown, că aia cel puțin tensiunea aia sexuală, tensiunea amoroasă, scenele de sex le-a scris mult mai bine decât nu. Da, am citit și eu câteva cărți de Sandra Brown la un moment dat în viața asta ca să nu rămân pe din afară. Sandra Brown le scria mai bine, să... dacă tot vor. Că aici, cel puțin în asta cu ipoteza iubirii, la un moment dat nu știam dacă sunt la piață sau în dormitorul lor, adică negociau așa, parcă negociau prețul la cartofi. Hai, îmi dai, nu-mi dai, mai lași la preț, mai dai, mai... odios. Trecem la următoarea carte și anume Camera minunilor de Julian Sander, cred că se numește autoarea, este o IA și este de la editura 3 această carte și este o carte care mi s-a părut foarte relaxantă și foarte... ca o gură de aer, pentru că nu este scrisă de un autor american sau englez sau de vorbitor din ăsta nativ de limba engleză, ci este o autoare franceză, este romanul ei de debut și este o carte chiar bunicică. Este o carte care am luat-o pur și simplu din întâmplare, cred că de la Cărturești, am luat-o, nu mai știu, am dat odată o comandă de niște cărți și mi-a plăcut sinopsisul și de aia am luat-o și sinopsisul ne spune că o tipă pe nume Velma, o tipă realizată, cu carieră, cu un copil de 12 ani pe care îl cheamă Louis, da, Louis și Delma, apropo, este o tipă realizată, are un copil magnific, este singură, dar în rest este o tipă de carieră și se întâmplă un accident groaznic cu fiul ei care ajunge în comă pentru o bucată de timp, pentru o lungă perioadă de timp, fapt care, bineînțeles, îi dă și mamei, îi dă viața peste cap. Și copilul are un jurnal, un fel de bucket list din ăsta, un jurnal în care și-a pus el toate lucrurile astea extraordinare pe care vrea să le facă în viața lui. Foarte multe chestii, nu știu, se întâmplă prin Tokyo, foarte multe chestii haioase, nebunește, așa, zăpăcite, pentru un copil de 12 ani, vă dați seama. Așa, și maică-sa, ca să scoată din starea de comă, se gândește să pună în aplicare, să facă toate lucrurile astea ca să-i demonstreze copilului că viața merită trăită. Dar ce mi-a plăcut la cartea asta este că în egală măsură, în momentul în care începe să analizeze accidentul, să-și analizeze toată viața ei, cum a rămas însărcinată, să-și analizeze, nu știu, cariera și așa mai departe, toate lucrurile care se întâmplă, își dă seama că nici ea nu și-a trăit viața. Adică aduce în discuție tema aia workaholismului dus la extrem, în care muncești și nu vezi nimic în jurul tău și trece viața pe lângă tine,
tine și a ajuns să ai un copil de 12 ani și tu să nu știi nimic despre el pentru că tu ești mult prea obsedată de muncă și... Mi-a plăcut foarte tare tema asta și mi-a plăcut foarte tare cum a pus lucrurile în discuție. De asemenea, mi-a plăcut că nu s-a concentrat foarte tare pe romance, pe legătura amoroasă pe care Delma la un moment dat o înfiripă și nu s-a concentrat și aia a dat-o deoparte și a zis lasă că o să fie pentru altă dată, dar a fost acolo așa, un pic de spark așa de romance. Și a fost, m-a zis, a fost cumva limbajul, iarăși mi-a plăcut foarte tare, cu toate că, mă rog, prin traducere se pot pierde multe. Limbajul mi-a plăcut pentru că a fost cumva relaxant, v-am zis, a ieșit din zona aia de autori englezi, americani și cumva se simte diferența, nu știu dacă vouă vi se pare, dar eu simt diferența și a fost așa ca o o gură de aer proaspăt. Cartea nu, în sine nu este grea, nu este foarte halucinantă, nu este ceva înfiorător, este o carte ușurică. Mi-a mai plăcut de asemenea că a prezentat cumva povestea atât din perspectiva ei, cât și a copilului care era în comă. Da, puțin ciudată, puțin dubioasă chestia asta, dar în egală măsură interesantă și v-am zis, Delma încearcă să tot pună lucrurile astea în aplicare și își dă seama că și ea avea la un moment dat foarte multe lucruri, foarte multe visuri, foarte multe chestii puse pe un bucket list pe care nu le-a realizat niciodată, tocmai pentru că era mult prea workaholică și mult prea concentrată pe munca ei, care muncă se dovedește că de fapt era, da, nu era atât de apreciată cum își imagina. Pe principiu nu se ridică nimeni statuie și tot așa. Da, interesantă carte, interesant limbajul, i-am dat 5 stele, oscilam între 4 și 5 stele, am zis să treacă de la mine 5 stele, dacă tot am fost atât de indulgentă cu celelalte, hai să-i dau și lui asta 5 stele, să fiu indulgentă cu ea. Deși nu e neapărat o capodoperă literară, dar e o carte relaxantă și destul de interesantică, adică pe mine una nu m-a plictisit și am citit-o destul de repede. Așa că dacă vreți Camera Minunilor, se numește Camera Minunilor pentru că așa ajunge camera de spital în care este în internat lui să se numească. Apoi, avem o carte pe care am luat-o datorită autorului și datorită Loredanei de la Ascult și Citesc, pe care am auzit-o pronunțând autorul ăsta de un milion de ori și zic, trebuie să citesc și eu ceva de la el, că nu mai pot. Nu știu dacă a fost cea mai bună carte cu care am început de la el, dar nu e niciodată rău. Și este vorba de Copilul lui Noe, de Eric Emanuel Schmidt. Da, unii citesc romance la plajă, eu am citit cărți despre Holocaust și evrei la plajă. Așa, de unde să încep cu cartea asta, că este interesant. Copilul lui Noe este o metaforă la adresa mai degrabă a unui alt personaj din carte și anume preotul, care practic preotul ăsta ce făcea ca în perioada celui de-al doilea război mondial, în perioada Holocaustului, încerca să ascundă copii de evrei ca să nu fie epurați. Și așa ajunge unul din băieței ăștia, ajunge la el, care îi se pare lui, care cumva devine mai special, se apropie de el și v-am zis Noe sau titulatura de Noe îi se dă acestui preot pentru că face niște lucruri și mi s-a părut foarte interesantă perspectiva lui și mi-a plăcut foarte mult. Dacă e să luăm așa din toată cartea mea, personajul preotului mi-a plăcut cel mai mult. Este preotul catolic, adică mi s-a părut foarte interesantă și viziunea lui față de viață și viziunea lui față de religie și față de copii și de față de lucrurile care trebuie salvate și așa mai departe. Ce mi-a mai plăcut la cartea asta a fost că nu a bătut moneda foarte tare pe Holocaust, adică este menționat, acțiunea se întâmplă în perioada celui de-al doilea război mondial, dar războiul și Holocaustul nu sunt personaje principale în cartea asta, pentru că efectiv sunt sătulă, nu mai pot, deci nu mai, îmi vine să vomit deja, cu toată dragostea mea și cu tot respectul meu pentru oamenii ăștia și pentru tot ce li s-a întâmplat, că nu e un lucru ușor ce li s-a întâmplat, dar jur că nu mai pot cu subiectele astea și nu mai pot cu dramatizarea Holocaustului și cu scoaterea lui în față și a face
Și cu a face din Holocaust un personaj principal cu orice ocazie, nu știu, și acum cu războiul din Ucraina, la fel, toată lumea începe și a adus aminte de Holocaust și începe și vai, hai să-i compătimim pe evrei și nu știu ce, ok, nu neg ce s-a întâmplat acolo, sub nicio formă, nu e de uitat ce s-a întâmplat acolo, dar nu sunt singurele atrocități care s-au întâmplat acolo, tot în al doilea război mondial, pe lângă Polonia, Hitler și Stalin în egală măsură vroiau să șteargă de pe hartă Letonia și Lituania și Estonia și nu vorbește nimeni despre asta, adică nimeni, chiar nimeni. De la Ruta Sepetys eu n-am mai auzit pe altcineva să atingă subiectele astea recent. Nu vorbește nimeni, nu mai vorbește despre genocidul din Ruanda sau toate genocidurile care au avut loc prin Africa, care au fost niște masacre absolut cumplite, pur și simplu degeaba, adică hai să nu rămânem cramponați doar cu ce s-a întâmplat cu Holocaustul, că nu e singura tragedie a umanității și nu este una dintre cele mai grave, dar nu e singura. De toți românii care au murit pe toate granițele și nu pentru România, nu vorbește nimeni, deci sunt o grămadă de subiecte, da? De-aia zic, sunt supra-saturată cu subiectul ăsta al Holocaustului și încerc să mă țin la distanță de el. Și de-aia mă bucur că cel puțin Schmidt în cartea asta a avut bunul simț să nu facă un mare tam-tam. Bănuiesc că o fi făcut în alte cărți, nu știu, dar cel puțin în cartea asta n-a făcut un mare tam-tam și n-a făcut hai, plânge, ține-te milă că uite, noi suntem evrei și prin ce am trecut. Evident, este adus în discuție pentru că acțiunea se întâmplă în perioada celui de-al doilea război mondial și n-ai cum, dar subiectul este concentrat mai degrabă sau tema cărții este cumva mai profundă. Cum ar trebui să acționăm, să ne protejăm, nu știu, lucrurile de patrimoniu, de valoare în asemenea situații, da? Lucrurile care țin de cultura unei civilizații mai degrabă în situații cum ar fi războiul și așa mai departe, da? Adică tema mi s-a părut puțin mai profundă, s-a dus puțin mai departe de povestea și de asta mi-a plăcut. Chiar au fost niște pasaje aici când vorbeau de religie care mi-au plăcut foarte tare și mi-a plăcut viziunea, nu știu dacă e autorului sau a personajului sau cine a băgat viziunea asta, dar și dacă este viziunea autorului, mi-a plăcut foarte tare. Vorbește la un moment dat despre religie și despre religii și despre care religie e mai bună. La un moment dat este o discuție despre evrei și creștini și întreabă Joseph la un moment dat și la un moment dat există o discuție între preot și copil despre evrei și creștini și Joseph, copilul, întreabă care are dreptate? La care preotul îi răspunde ce contează? Și copilul iarăși zice, Dumnezeu nu le-ar putea spune oamenilor ce gândește? Și preotul îi spune din nou, ceea ce contează nu este ce gândește Dumnezeu, ci ce gândesc oamenii despre Dumnezeu. Și mai aveam un pasaj aici subliniat, Joseph, ție ți-ar plăcea să știi care dintre cele două religii este cea adevărată, dar niciuna dintre ele nu este. O religie nu e nici adevărată, nici falsă, ea presupune un mod de viață. Și da, ziceam că mi-a plăcut foarte tare felul în care gândește preotul despre religii. La un moment dat chiar îi spunea, nu am subliniat pasajul ăla, trebuie să-l caut să-l subliniez, spunea ceva de genul că Dumnezeu a creat lumea și oamenii și i-a lăsat liberi și acum oamenii încearcă să pună toate problemele lor în cârca lui Dumnezeu și să dea vina pentru ceea ce li se întâmplă pe Dumnezeu. Da, o chestie foarte interesantă și e de discutat, adică e un subiect interesant de discutat. Da, mi-a plăcut cartea, ușor de citit, simpaticuță pe alocuri, da, te marchează câteodată așa. Mi-a plăcut și nu știu, eu una n-aș fi văzut un copil de 7 ani să gândească așa sau să poate mai degrabă să aibă 12-14 ani, ceva de genul, dar să zicem, să treacă de la mine, i-am dat 3 stele, cred că pe Goodreads, dacă nu mă înșel. Și ultima carte pe care o avem de povestit este Ascensiunea de Rebecca Rose, tot de la Leda Edge. V-am zis că Leda Edge au multe cărți din astea fantasy. Este o carte care se vrea fantasy, aventură. Sunt undeva într-o perioadă în care îmi doresc să citesc cât mai mult fantasy. Mă atrage foarte tare zona asta de fantasy și îmi place foarte tare. Prefer decât
alte cărți, știți, din astea, nu știu, de, cu tematică de război și așa mai departe. Cartea asta am luat-o, trebuie să recunosc, dacă vă aduceți aminte vlogul, am luat-o fără să știu despre ce este vorba, doar pentru copertă, pentru că este minunată coperta. Mi-aș fi plăcut foarte tare coperta asta să fie cartonată, pentru că, da, suferă, fiind din asta broșată, suferă coperta, dar bine și așa. Suntem ca acțiune în anul sau prin anii 1566, ceva pe acolo, anii noștri, dar într-o lume total diferită, construită total diferită de a noastră, cu o împărțire a statelor diferită, adică avem aici un stat de care se leagă eroina noastră principală, avem niște hărți, avem niște arbori genealogici pe aici, niște familii, membrii familiilor enumerați, așa, pe care nu m-am obosit să-i rețin, stați liniștite, așa, și acțiunea este destul de lentă. Ha, trebuie să încep cu asta, că acțiunea este lentă, din păcate. Da, asta a fost un mare minus al acestei cărți, faptul că a fost foarte, foarte lentă. Mă așteptam să meargă, să curgă mai repede. Mă așteptam să termin, să înghit cartea asta în două zile și, de fapt, nu, am terminat trei cărți până am reușit să o duc la capăt pe asta, pentru că a fost foarte lentă și, la un moment dat, mă plictisea. Mă plictisea că de-abia se întâmplau lucrurile, dar dacă e să fiu realistă, nici nu văd cum ar fi putut să se întâmple altfel, pentru că trebuia cumva să construiești toată lumea aia în care ai intrat. Trebuia cumva să, nu știu, să refaci lucrurile, să înțelegi despre ce este vorba. Avem un personaj principal, pe Brianna, care, sau Brienne Stark. Aia știți, care era pe Brian, care este o puștoaică, se deschide cartea cu ea când avea 10 ani și când este dusă la o școală a pasiunilor. Școlile astea de pasiuni erau niște școli unde numai anumiți copii se duceau și învățau și se concentrau pe dezvoltarea unei pasiuni, că îi zicea pasiune pentru că acel copil avea un talent deosebit. Ei, Brian își dă seama că ea nu prea are un talent pentru nimic și este foarte panicată că o să fie înscrisă la o astfel de școală, fiindcă ea nu are un talent deosebit la nimic, adică nu face nimic. Și în școlile astea se studiau cele 5 pasiuni, adică pictura, muzica, cunoașterea, teatrul și mai era una, ceva cu perspicacitate, ceva acolo, nu știu cum îi zicea, dar era legată de perspicacitate și de asta, care nu avea treabă neapărat cu cunoașterea. Așa. Și Brian, săraca, este înscrisă la școala asta, ea este, exact cum zice la începutul cărții, este total pe dos, este total opusul unui copil care ar fi, este, în primul rând, că este copil din flori, este orfană, nu are niciun talent și nu își prea își dă seama ce are ea de căutat acolo, dar reușește. Cursurile unei astfel de școli durează de regulă 7 ani, iar săraca este nevoită, când se stabilește pe o pasiune, să învețe în 3 ani, pentru că în primii 4 s-a tot plimbat de colo-colo, a încercat pe la celelalte pasiuni să vadă dacă îi se potrivesc și n-a reușit. După ce termină această școală a pasiunilor, teoretic ar trebui să ai un stăpân care ar fi un fel de angajator care te ține pentru o perioadă de timp și practic ai un loc de muncă și ești angajată și faci ceva. Când spun pasiune, trebuie să înțelegeți că persoanele care studiau pasiunea asta studiau absolut tot. De exemplu, în cazul picturii, nu numai că studiai cum să pictezi, tehnici de pictură, toate tehnicile de pictură, toți pictorii și așa mai departe, toate operele și toate astea, nu numai asta studiai, dar studiai de la istoria picturii, de la cum să faci vopseluri, cum se fac pensule, cum se fac pânze, adică trebuia să știi absolut totul, tot ce ținea de acea pasiune, da? În cazul cunoașterii, pasiunea pe care se stabilește Brian la sfârșit, în cazul cunoașterii trebuia să ai cunoștințe generale fabuloase. Adică să știi despre tot, să știi și chimie, și medicină, și matematică, și de toate trebuia să știi. Adică era, din punctul meu de vedere, era pasiunea cea mai complexă și cea mai grea. Cum ziceam, la încheierea acestei școli de 7 ani, aveai ocazia să devii maestru al acelei pasiuni, să fii angajată de un nobil și să faci ceva. Brian are șansa asta să fie angajată din prima, pentru că altfel, dacă ar fi fost, n-am fi avut cartea.
Și ajunge să-și dea seama că, de fapt, rolul ei în societatea respectivă este cu totul altul. Și ușor, ușor încep să se întrepătrundă și niște elemente magice și niște elemente care s-au întâmplat în trecutul acelui stat. Și ea ajunge ușor, ușor să fie cooptată și prinsă într-un complot împotriva regelui, care, tehnic vorbind, era și regele ei, pentru că ea era... o amestecătură dintre două popoare, să spunem. Așa, vroiam să zic alt cuvânt pe care mi-l zicea mie bunica mea altă dată, dar nu pot. Și v-am zis, acțiunea destul de lentă, mă așteptam să meargă mai repede, n-a mers, mă așteptam să fie mai multă construcție a lumii magice, adică să aflu mai multe despre lumea magică, să aflu mai multe despre magie, să aflu dacă Brian are sau nu puteri magice, pentru că la finalul primului volum încă nu ne este foarte clar. Ea are ceva acolo, se întâmplă ceva cu ea, lucru de care se folosește pentru a-i ajuta pe ceilalți în complotul ăla de care vă spuneam, dar nu este foarte clar dacă ea chiar are, mă rog, puteri magice și dacă se întâmplă, lucrurile sunt mai avansate decât sunt par la prima vedere. Mi-ar fi plăcut să știu mai multe ce se întâmplă cu ceilalți copii, dacă doar asta era sistemul de învățământ, adică nu mi-a fost foarte clar de la început, dacă ăsta era sistemul lor de învățământ cu casele astea ale pasiunilor sau mai erau și alte școli și alte nu știu, forme de învățământ, pentru că într-o școală din asta erau 5 copii, adică cu restul ce facem? Adică ăia studiază, nu studiază, rămân proști, rămân pe din afară, ce se întâmplă cu ei, știți? Adică nu mi-e foarte clar. Pe de o parte am înțeles cumva că numai anumiți copii atinși de un anumit talent studiază în casele astea la alte, dar nu îmi spune dacă există și alte școli sau dacă ceilalți copii rămași pe din afară studiază și ei ceva sau nu. Rămân proști. Așa. Da, și v-am zis, m-a deranjat puțin, dar mi-a plăcut. Overall, dacă e să o iau acum la final, mi-a plăcut. Mi-a plăcut cu construcția, mi-a plăcut intriga, mi-a plăcut complotul acela care a fost, mi-a plăcut faptul că își găsește o familie nouă, deși nu are o familie. Își găsește totuși un cât de cât, deși este cumva renegată și este... Practic, pentru ea nu există un loc pe lumea asta, tocmai pentru că este orfană și nu are o pasiune și nu știu ce. Totuși, la un moment dat își găsește locul și drumul ei în viață și există cumva o evoluție a personajului, ca să spun, dacă de la acea Brian care era foarte nesigură de ea la început și care era foarte timorată și care nu știa ce vrea și care se temea de absolut fiecare pas pe care urma să-l facă, spre finalul cărții ajunge să aibă mai multă încredere în ea și se vede că s-a dezvoltat ca personaj, ca femeie. Și asta mi-a plăcut. I-am dat 4 stele. Cu indulgență. Și 4. Dacă am dat la ipoteza iubirii 3 și lui Verity 2, n-aveam culoa asta cum să-i dau 3. Știți? Na, nu, nici 5, că nu e nici de 5, dar nici 3 n-aveam cum să-i le dau. Așa că i-am dat 4. O să vină și volumul 2, o să iau și volumul 2. Volumul 2 că este o duologie, că știți, când am comandat-o ziceam că nu știu dacă e dintr-o serie, scrie cât capul meu de mare, că e o serie de două cărți aici, dar cine să vadă. Așa. Și să vedem, să sperăm că în volumul 2 e mai bine. Dacă ar fi fost o serie mai lungă de 4-5 cărți, nu știu dacă aș fi continuat, dar dacă e o singură carte, ok, continuăm și vedem, poate se întâmplă niște lucruri mai interesante, că ar trebui. Adică și partea aia de romance de-abia s-am filipat la sfârșit. Adică vreau să știu măcar acolo ce se întâmplă. Când spun că nu-mi plac cărțile de romance, nu-mi plac cărțile dedicate exclusiv unui subiect din ăsta, cum este ipoteza iubirii. Da? În momentul în care avem acțiune, avem o carte care se concentrează pe altceva, dar este și romance în ea, mi se pare firesc să fie, adică eu nu pot să-l excluzi. Îmi place așa, dar nu să fie o carte dedicată exclusiv romance-ului. Și am să vă trec foarte, foarte scurt prin tibiarul meu de luna august cu mențiunea că am transplantat, am mutat cărțile din luna iulie de la Book Club, le-am mutat și pentru luna august și am mai adăugat una. Și asta pentru că nimeni, absolut nimeni, nici eu și niciuna dintre fete n-a avut chef de cărțile pe care
ni l-a scos soarta în iulie, știți, pentru luna iulie, și anume, pentru luna iulie ne-a ieșit la Classic, ne-a ieșit Dune. Încă mi-e neclar cu Dune-ul, dar o să vorbim noi. Primul volum, am zis, din Dune, și la Cartea Modernă, Arcașul fără arc, de Ștefan Linceanu, care este o carte, practic, o colecție de fabule, de povestiri, de povestiri din astea cu tâlc chinezești. Și mai am citit cam o treime din ea, mai am. Tocmai am lăsat-o, tocmai pentru că fiind fabule, fiind niște povestiri ușoare de citit, de povesti, de trecut, de parcurs, asta era cuvântul pe care îl căutam, de parcurs, așa, am lăsat-o, am zis să mă concentrez pe Ascensiune și cărțile alea. Poate în august o să termin. Dune rămâne pentru luna august, pentru că tot așa nimeni n-a avut chef de ea, deși este un SF, nu ne ars și am zis că vrem ceva cărți ușoare, light read, beach read, dacă aveți voi. Și atunci am băgat Love and Gelato ca o carte ușoară pentru luna august. Știu, romans, știu ce mă așteaptă, dar n-are nimic, mai încercăm. Mai ieșim și noi din zona de confort și odată cu Gelato eu mi-am propus ca luna asta să trec tot pe ideea de cărți ușoare și care să nu mă sâcăie și o vară italiană, doar pentru simplu fapt că are ca tematică tot Italia, ca și asta, și doar pentru simplu fapt că este tot așa peste tot cartea asta, am văzut-o din primăvară peste tot și zic ok, hai să scap și eu de ea, o citesc să scap de ea, să văd despre ce e vorba, că nu o să mai poate. So here you have, folks, cam asta ar fi TBR-ul meu, dacă reușesc să le citesc pe astea 4 în august, mă declar mai mult ca fericită. Sunteți și voi invitați și invitate să-mi spuneți ce ați citit, dacă ați citit cărțile pe care vi le-am arătat, cum vi s-au părut, dați-vă cu părerea cât vreți de multă în comentarii, că nu mă deranjează, puteți să lăsați și spoilere, nu mă deranjează. Dacă mai aveți alte recomandări de cărți, le aștept cu mare drag, aveți întotdeauna recomandări foarte bune. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă vreți să mai vină clipuri cu cărți. Nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o, veniți și pe Instagram, că vorbesc acolo cu voi în fiecare zi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao! Thank you.